Bună ziua, doamna Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară și candidat pe locul 3 la alegerile europarlamentare. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, doamna Ioana Constantin, vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Iată că mai sunt doar câteva zile până se va da startul oficial al campaniei pentru europarlamentare. Cum se pregătește Partidul Mișcarea Populară pentru evenimentul 26 mai? Suntem foarte bine pregătiți așa la nivel național și este o energie foarte bună în interiorul partidului, o energie despre care, uite, că președintele Traian Băsescu vorbea sâmbătă la evenimentul pe care l-am avut la Romexpo, că amintește de atmosfera din vechiul PD, foarte multă energie bună, oameni foarte determinați, hotărâți, ca în această campanie să vorbim foarte mult cu românii, să le explicăm de ce Europa este casa noastră, iar Uniunea Europeană trebuie să fie cât mai unită în această perioadă, să le explicăm proiectele noastre, să le explicăm de ce avem o listă foarte bună cu oameni competenți, o listă care este deschisă de cel mai bun om politic, cel mai bun candidat pentru aceste alegeri europarlamentare. Și vorbesc aici despre președintele Traian Băsescu, care are o experiență extraordinar de bogată în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, cum funcționează Uniunea Europeană, ce probleme și mai ales ce soluții avem la aceste probleme ale Uniunii Europene, care astăzi pare dezbinată sau chiar este și oricum se confruntă cu tot felul de probleme, de la migrație la populism. Iată și Brexitul. Și Brexitul, într-adevăr. O care problemă neîncheiată. Neîncheiată și care nu pare că se va închide foarte ușor. Dar trebuie să ne uităm la Brexit ca la o problemă a Uniunii Europene cauzată de populism și de irresponsabilitatea politicienilor, care se aruncă în față cu foarte multe vorbe, fără să înțeleagă că pot produce rău propriului popor, țării lor. Asta s-a întâmplat de fapt la Brexit și noi trebuie să ne uităm foarte atent, pentru că și România este afectată de Brexit, pentru că avem foarte mulți români care au plecat la muncă în Marea Britanie sau au plecat la studii acolo, dar îmi vorbesc în special de cei care sunt la muncă. Și despre aceste teme și multe altele trebuie să vorbim în această campanie electorală și de aceea filialele noastre sunt pregătite să preia aceste mesaje, să le explice oamenilor, fiindcă îmi doresc foarte mult să nu fie o campanie în care ne uităm numai la răfuielile interne. E oricum scena publică plină și toxică în acest moment. Spuneați de întâlnirile cu oamenii. Ați început să vă întâlniți sigur cu oamenii? Da. Am văzut că la alte partide deja... Sigur, dar cred că toate partidele fac asta, dar noi nu facem asta numai în timpul campaniei electorale. Este o chestiune pe care o facem constant, săptămânal, weekend de weekend. Conducerea partidului este în teritoriu. Dacă președinții, măcar suntem ceilalți, în teritoriu sau în diaspora, alături de oameni, pentru că altfel politica este printre oameni și despre oameni, nu doar în campania electorală. Noi am avut întâlniri în diverse zone ale țării, dar și în diaspora. Am avut în acest weekend și o întâlnire aici la București, unde am reușit să reunim peste 7.000 de membri de la nivelul întregii țări, așa reprezentativ pentru fiecare județ sau regiune, unde am și prezentat programul politic și ne propunem în această campanie electorală să fim cât mai mult în stradă. Știți că oamenii, discuțiile pe care le-am avut așa pe stradă și în campania de strâns de semnături, că noi suntem unul dintre partidele care a strâns semnăturile pe stradă, printre oameni, greu, oamenii s-au săturat să tot semneze. Într-adevăr, a fost o avalanșă de campanii, dintre acestea în care tot s-au solicitat semnături de la oameni. Și evident că există în momentul ăsta un fel de saturație, dar cu toate astea am fost în stradă și am vorbit. Și ce vreau să vă spun e că oamenii sunt sătuli de toată această ceartă, de toată această răfuială care a devenit extrem de personală și oamenii vor să vadă, domne, cine e ăsta de pe lista voastră? Ce proiecte aveți? Ce vreți să faceți? Sau sunteți la fel ca ceilalți? Și oamenii au devenit, adică, modul interesați. În care pun, interesați și pun problema destul de ferm. Nu mai au timp de povești, să încep să le spui lucruri interne, când ei știu că Uniunea Europeană nu e despre povești astea, asfaltarea trotuarului. Aia era treaba primarului, nu este treaba europarlamentarului. Nu cred că va mai merge această minciună continuă. Ce scor își propune Partidul Mișcarea Populară pentru europarlamentari? În mod cert vom obține cel puțin 3-4 europarlamentari. Nu avem o problemă de trecerea pragului, așa cum le place unora să spună. Am văzut că e activitatea preferată a unora. Mă refer aici și adversari politici, dar până la urmă asta este treaba lor, dar mă refer aici și la cei din zona sociologii, unii dintre ei. Nu avem o astfel de problemă, avem structuri care arată mult mai bine decât în 2016 la alegerile parlamentare. Avem o listă foarte bună deschisă de președintele Traian Băsescu, deci nu ne aflăm în această situație de a nu trece pragul, însă credem că vom obține cel puțin 3 mandate.
Cum spuneam și la început, sunteți unul dintre candidații Partidului Mișcarea Populară la europarlamentare, pe locul 3 vă aflați. Ce vă propuneți mai exact pentru Bruxelles? În primul rând, sunt un om foarte tânăr, 28 de ani, până la urmă lista noastră împletește foarte bine experiența unora dintre candidați cu tinerețea și entuziasmul pe care îl avem ceilalți. Mă interesează și pornesc în ceea ce înseamnă Bruxelles de la teme care cred că interesează cumva și generația mea și apoi la teme care sunt importante pentru Uniunea Europeană. Vorbesc aici despre tineri. Uniunea Europeană se confruntă cu o rată enormă, uriașă a șomajului în rândul tinerilor. Și România are această problemă, dar este o problemă la nivelul întregii Uniunii Europene. Apoi mă interesează chestiuni care țin de respectarea drepturilor românilor oriunde se află ei în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, sunt economist, dar sunt și, am și studii în domeniul comunicării, deci cumva filieră umană, umanistă, și atunci știu Uniunea Europeană cum a fost formată sau cu care a fost izvorul creării Uniunii Europene și cred într-o Europa care trebuie să renască pe fundamentul acesta al valorilor creștine, pe ideea de unitate, și aici vin alături de președintele Traian Băsescu în ceea ce noi promovăm și numim Statele Unite ale Europei, care înseamnă o economie puternică și competitivă. Uniunea Europeană, în această piață globalizată, trebuie să se poată așeza la masă și să poată negocia. Nu mai putem negocia unul la unul în continuu, nu mai putem așa la bucată să rezolvăm lucruri. Avem nevoie de o Uniune Europeană puternică, care să vorbească pe o singură voce cu partenerii la nivel global, vorbesc aici în special în zona economică, pentru că Uniunea Europeană are nevoie să devină o superputere și în zona aceasta economică. Mai mult decât atât, mă interesează în mod special și zona aceasta a migrației. Europa și-a deschis mult prea larg porțile și a uitat să aibă grijă de securitatea frontierelor. Dacă nu ne respectăm această parte de securitatea frontierelor, nu ne respectăm până la urmă statul, țara, Uniunea aceasta europeană și cetățenii noștri. Și migrația este în continuare o problemă care trebuie rezolvată și pe bună dreptate cetățenii Uniunii Europene se simt nesiguri în orașele în care studiază, muncesc, trăiesc, își cresc copiii, se simt nesiguranță de multe ori, simt că migranții au mai multe drepturi decât au ei. Trebuie această problemă rezolvată, înțelegând pe categorii de migranți, că sunt cei care vin din zone de război și acolo nu poți să nu înțelegi lucrurile cum sunt, dar vorbim și despre cealaltă zonă de migrație care trebuie rezolvată. Iată, România are o problemă din punctul acesta de vedere. Da. Foarte mulți tineri au plecat și continuă să plece, din păcate. Da, din păcate. Eu spun mereu că eu sunt acea generație care și-a văzut mai întâi părinții plecând la muncă în străinătate și a crescut fără părinți pentru că erau plecați la muncă în străinătate și apoi când ne-a venit nouă vremea studiilor sau vremea mersului la muncă, am plecat noi. Asta este o problemă foarte gravă de populare a acestei țări, este o problemă foarte gravă. Trebuie să înțelegem, vorbim foarte des despre pe ce domenii au plecat din România. Medicii aici ne-a durut foarte tare și să știți că... Și o simțim din plin. Da, resimțim în fiecare zi și mai este încă ceva. Vin guvernanții noștri PSD-ALDE și spun am crescut salariile. Foarte bine, trebuie să crești salariile pentru medici, dar trebuie să dotezi spitalele. Un medic foarte bun nu se va întoarce, indiferent cât de mare este salariul lui, dacă știe că nu poate salva vieți pentru că nu are echipamentele necesare, pentru că nu are ce-i trebuie în spital și lipsesc lucruri de bază. Nu mai ne ducem spre echipamente de-astea extrem de sofisticate. Ne-au plecat peste 200.000 de ingineri. Pleacă în fiecare zi atâția și atâția tineri care pleacă de multe ori la studii pentru că nu mai au încredere în sistemul nostru de învățământ, care nu reușește să ofere tinerilor acea educație pentru a merge în piața muncii și a se descurca într-o piață a muncii extrem de globalizată și foarte conectată la noua tehnologie. Ori, educația noastră, sistemul nostru de educație nu face aceste lucruri. Nu mai vorbesc de zona economică. Păi, manualele de clasa 11 tratează studii de caz din epoca comunistă. Păi și atunci cum vrei ca acești tineri care în clasa 11 aproape că pot ieși pe piața muncii, au aproape 18 ani, cum merg acești tineri în piață în fiecare zi la muncă dacă ei nu au noțiuni din lumea în care trăiesc? Toate lucrurile astea împreună trebuie rezolvate și acasă, dar și acolo la Bruxelles. Cum arată, în opinia dumneavoastră, Bruxelles acum, Parlamentul European? Prea multă birocrație, mult prea multă birocrație, că tot vorbeam de izvorul Uniunii Europene, că vorbeam despre
cum a fost gândită și că Europa trebuie să renască, Uniunea trebuie să renască, e foarte multă birocrație, se vorbește prea mult politically correct, e prea limbajul acesta bruxelez pe care tot vorbim, tehnocrat, parcă s-a pierdut contactul cu oamenii, cu cetățenii, cu nevoile cetățenilor Uniunii Europene, așa cum, sigur, politicienii în foarte multe țări au pierdut contactul cu poporul și cu ce vor oamenii. Și așa am ajuns la extreme. Vedem această ascensiune a populiștilor extremiști, anti-europeni. De aici începe, de la faptul că se pierde contactul cu realitatea și cu cetățenii. Eu cred că Uniunea Europeană are șanse foarte mari să renască și să fie acel proiect care a fost gândit la bază. Dar pentru asta trebuie să descurajăm acest populism, să ne uităm foarte atent la ce nevoie au oamenii, să ne reîntoarcem la securitatea frontierelor, să ne întoarcem la proiecte mari pentru cetățeni, înapoi la oameni. Despre asta e vorba. Credeți că de această dată prezența la alegerile europarlamentare, pentru că știm că de obicei este destul de scăzută, va fi mult mai mare decât în alte dăți? Îmi doresc sincer să fie o prezență ridicată, dar realist vorbind nu cred că va fi foarte diferit față de alte scrutine. Și am să vă spun de ce, pentru că în momentul în care băltim într-o dezbatere dintre asta pe răfuială, toată ziua discuțiile acestea despre doamna Dăncilă, care a mai uitat un cuvânt sau nu face un acord între subiect și predicat, toate astea pe oameni îi fac să aibă o lehamite și să spună, doamne, dacă ăștia n-au făcut nimic aici acasă. Eu nu mai pot schimba nimic. Da, lucrurile astea trebuie schimbate și oamenilor trebuie să li se dea acea speranță că votul lor va putea să schimbe lucruri și că prezența la vot este foarte importantă, e cea mai importantă armă pe care o avem. Alta nu avem, că mai venim după aia peste 4 ani, peste 5 ani, pentru europarlamentare peste 5 ani. Și oamenii trebuie să înțeleagă că și acolo, ați văzut atâtea dezbateri, că am avut ocazia, slavă Domnului, în ultimul an, să-i vedem și pe europarlamentari la treabă. Și-au pus poalele în cap efectiv, și-au pus mâinile în șold și au început să se certe acolo, ai nou noștri, europarlamentarii noștri între ei. Nu, acolo, pe lângă faptul că reprezinți toți cetățenii Uniunii Europene, că de-aia ești europarlamentar, acolo trebuie să reprezinți România și trebuie să reprezinți demn, respectându-i pe cetățeni, ducându-te acolo și pe argumente să faci o dezbatere, nu cum au făcut ai noștri, cum și-au aruncat tot felul de lături între ei. Românii, măcar pentru asta, trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă la vot. Cum vă așteptați să fie colaborarea cu ceilalți europarlamentari români, dar de la diverse formațiuni politice acolo? Vă așteptați să existe cooperare în anumite proiecte? Cum? Trebuie să existe. Și eu sunt convinsă că dacă vii și pui pe masă proiecte care sunt de interes, se adună, indiferent de partid, se adună oamenii și încearcă să facă, să găsească o rezolvare pentru acele proiecte. Noi trebuie să înțelegem că în Parlamentul European noi trebuie să avem colaborare și cu europarlamentarii altor state. De exemplu, noi avem acest proiect pentru calea de navigație, da, Constanța-Rotterdam, unde acolo trebuie să cointerese sau să există o solidarizare a tuturor țărilor, măcar astea pe unde trece Dunărea. Da? Adică sunt proiecte de interes, sau cum este proiectul Republicii Moldova și este un obiectiv pe care noi ne l-am asumat ca partid și l-avem inclusiv în statut, unirea Republicii Moldova cu România, reîntregirea țării. E, și acolo poți cointeresa și alte state pe partea de finanțare în cadrul acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Noi, uitați, ca obiective din nou, europarlamentarii noștri vor milita și vor încerca cât se poate de mult să crească fondurile care merg către Republica Moldova în cadrul acestui acord de asociere. Deci este nevoie, asta înseamnă politica, colaborare și negociere, e nevoie de colaborare între europarlamentarii români, dar și între europarlamentarii români și cei ai altor state membre ale Uniunii Europene. În acești zi cu alegerile europarlamentare va avea loc și un referendum pe justiție. Nu, da, cunoaștem foarte multe detalii la, da, momentul acesta. Două teme anunțate, da, da, de domnul președinte. Credeți că va rezolva ceva acest referendum pe justiție? Dacă într-adevăr el va fi organizat așa cum spuneam. Bun, în primul rând, președintele Iohannis acum a spus că îl organizează, a chemat și partidele la consultări, a trimis temele în Parlament. Cred că va avea loc acest referendum. Din păcate, la momentul ăsta totul e deficitar. Organizarea e deficitară. PSD-ul ne-a spus numai că face vreo două secții, face, mă rog, secții separate. Nu cunoaștem nici întrebările. Deci, din punctul ăsta de vedere, descurajează un pic participarea la vot și tot ce înseamnă organizarea referendumului. Știți, dacă oamenii nu vor merge și nu va fi quorum pentru acest referendum sau va exista o neînțelegere a întrebărilor sau oamenii vor vota cumva împotriva ceea ce înseamnă justiție independentă, vă dați seama că o să vină PSD-ul și o să spună
A, păi iată, poporul ne-a dat mână liberă să facem ce vrem noi cu justiția. Nu că n-ar fi făcut ei cam ce au vrut până acum, da? De când au revenit la guvernare. Deci există acest risc foarte mare. Însă mă tem că nu poate să schimbe mare lucru acest referendum, doar să arate o direcție. Dar, din nou, nu reflectă realitatea cu totul din societate, pentru că în momentul în care PSD vine și îți face secții separate, nu se promovează nimic despre acest referendum, nu există o organizare foarte clară, nu există o promovare a întrebărilor sau în sine a referendumului, organizare deficitară, vă dați seama că nu are cum să fie neapărat un succes. Un lucru este limpede, niciun român nu vrea să fie condus de niște hoți, niciun român nu vrea să fie condus de analfabeți. Dar știți cum este când au votat românii în 2016 acest guvern? Știu cineva că o să voteze o matrioșca care o vezi pe Dăncilă zâmbind, dar în interior îl găsești pe Vâlcov, mai cauți un pic, mai apar niște baronași? Nu, românii nu au votat ca baronii să facă guvernul și să conducă țara asta. Cei care au votat cu PSD-ul atunci au votat un program politic de care PSD-ul nu s-a ținut și a mințit foarte mult. Apropo de populiști, apropo de mincinoși, acesta este un exemplu foarte bun. Ce face PSD ALDE, coaliția aceasta de guvernare? Ce au promis și ce au făcut? Nimic, cum striga un domn în sală către Liviu Dragnea. Credeți că va împiedica PSD în vreun fel prezența la referendum? Va încerca să împiedice? Însă și acest anunț care spune că vor avea secții separate este o încercare de a reduce cumva participarea la vot. Și vă mai spun ceva, legea referendumului nu permite ca la referendum să existe implementarea acelui soft de monitorizare a prezenței la vot. Nu am avut acel soft funcțional nici la referendum pentru familie. La acel moment nu înțeleseserăm foarte bine de ce. Iată de ce. Nu există în lege o astfel de specificație, da? Că se poate utiliza acest soft. Ceea ce înseamnă că nu ai control pe ce înseamnă prezența la vot și te bazezi pe mai degrabă pe ce face coaliția PSD-ALDE. Nu mai vorbesc de acest interesant război din MAI între doamna Carmen Dan și acest domn Chestor Ioniță, într-o perioadă care MAI se pregătește de organizarea alegerilor europarlamentare și a acestui referendum. Cum arată justiția din România acum, în opinia dumneavoastră? Bun, justiția este în momentul de față... Vedem că e o întreagă bătălie, o întreagă luptă justiție, o răfuială... Păi e lupta pentru putere, pe mai multe părți, aș putea spune. Aminte sloganul USL, nu avem toată puterea până nu avem justiția, pentru asta se luptă oamenii ăștia. Justiția este la mijloc, dacă vreți, metaforic așa, și se trage din ambele părți cu putere de ea. Există părți importante, semnificative de justiție independentă, ce vor oamenii ăștia, este să o ia sub control pe toată. Noi să nu uităm că justiția în România a plecat din era Stănoiu totuși, din epoca Năstase, când dosare se făceau în chiselef, ieșeau stenograme, sunt lucruri foarte bine cunoscute. S-au produs niște reforme consistente în justiție, justiția a atins un anumit grad de independență. Problema este ca întotdeauna cu oamenii și caracterul lor. De asta au apărut tot felul de derapaje, de asta îi vedem pe toți băieții ăștia care s-au înregistrat, care nu știu ce au mai făcut, care se țin cu lanțurile de scaunele lor, neînțelegând că într-o funcție ești azi, mâine nu mai ești, important e ce lași în urma ta. Și justiția trebuie să rămână independentă, indiferent cu câți bocanci murdare va călca PSD în perioada asta pe ea. Da, care sunt cele mai mari probleme, dacă aș putea să le numesc așa, cu care se confruntă sistemul judiciar românesc? Problema principală în momentul ăsta este o hărțuire continuă dinspre zona politică, pentru că nu spune nimeni, în justiție întotdeauna trebuie să existe modificări, că nu mai corespund trecanii, dar ai niște coduri, au fost făcute acum 70 ani, ele trebuie modificate și puse în acord. Dom'le, dar nu poți zilnic tu să te ocupi cu hărțuirea justiției, tu politician, uite-te întâi la ce spune sistemul de justiție, uite-te la ce spun magistrații și de acolo pornești cu modificările, nu de la ce își dorește politicul să modifice în justiție. Este o tâmpenie, ca și când mă duc într-un spital și mă apuc să explic în sala de operații ce cred eu că ar trebui să facă. Nu trebuie să-l întrebă doctor ce crede el că trebuie să facă. Nu să-l întrebăm pe Nicolicea la justiție. Eu, această imagine absolut grotescă, n-am crezut, sunt un om foarte tânăr, eu nu mi-am închipuit că mai poate exista așa ceva. Cum să vii să mi-l propui pe Nicolicea la justiție? Dincolo de faptul că nu are pregătirea profesională pentru a ocupa o astfel de poziție, suntem în 2019, România a trecut prin niște etape, a depus niște eforturi extraordinare ca stat membru UE, ca stat membru NATO. Cum poți să vii cu Nicolicea, care nu are nici căderea morală, să mi-l propui pentru Ministerul Justiției? Uite, PSD-ul, dacă era bine intenționat, putea să pună în acord
acord acele decizii ale CCR-ului. Putea să meargă, sigur, există zone de derapaje, există zone de derapaje inclusiv în management, cum am văzut cazul Ploiești și așa mai departe. Dom'le, dar alea se rezolvă punctual. N-ai ce să cauți cu tăvălugul în justiție să vii tu politician, rezolvi tu tot. Nu. Numirea lui Nicolicea la Ministerul Justiției credeți că are legătură și cu eventualele ordonanțe despre care s-a tot discutat în spațiu public? N-a vrut să le dea Tudorel, dar credeți că le dă Nicolicea într-un final? Dacă sincer, eu aș crede că Nicolicea se pregătește o astfel de mutare? Dar cine mai poate să mai știe că oamenii ăștia dau ordonanțe dimineața, seara, inclusiv pe economie, OUG 114, deci la ei nu mai contează. Dar, într-adevăr, Nicolicea pare și cred sincer că este mult mai dispus decât mulți dintre PSD-iști să dea astfel de ordonanțe. Toader a înțeles într-un final că oricum și-a riscat mult din reputație, a înțeles că nu poate. Nu poți să fii chiar așa sluga unui grup de băieți interesați să distrugă justiția. Și când zic grup, așa mă refer la domnul Dragnea, la domnul Vâlcov și mai sunt și alți lideri, domnul Arsene de la Neamț, sunt mulți interesați de ordonanțe. Pe final, aș vrea să discutăm și despre o ipoteză pe care am văzut-o lansată în ultima perioadă în spațiul media, unificarea opoziției. Cât de viabil vi se pare un astfel de scenariu? O opoziție unificată. Este obligatoriu, nu este viabil sau nu este obligatoriu dacă dorim să îndepărtăm această coaliție toxică de la guvernare și dacă dorim să oferim românilor o guvernare responsabilă în primul rând. Știți, problema e că mai avem de reparat după ce au făcut oamenii ăștia, au trecut pe aici din 2012, tot guvernează PSD-ul, că eu șterg așa anul ăla cu tehnocrații, nu prea a existat, că tot PSD a fost și acolo, am avut foarte mulți secretari de stat de la PSD, am avut și miniștri la PSD, e un guvern votat de PSD. Dar e foarte mult de reparat. Eu cred într-o opoziție unită și cred că este un proiect necesar pentru România, dincolo de orice orgolii ar putea exista la nivel politic între partidele anti-PSD, nu le-aș numi de dreapta, că nu sunt toate de dreapta, se revendică, dar suntem partide anti-PSD, dacă vreți. Pro-România ar putea face parte din această opoziție unificată? Bun, eu vă spun sincer, o opinie personală în care cred cu foarte multă tărie, că pro-România nu este diferită ca formațiune față de PSD. Este un coș mare din care niște oameni s-au împărțit între niște coșuri mai mici. Pare rău, dar toți acești oameni au fost alături de Dragnea, au făcut parte din guverne ale lui Dragnea. Au fost în familie, practic, dacă aș putea spune. Au fost în familie, dar așa cum ce vor să ne spună, asigur că este toxic Dragnea, că a devenit toxic PSD-ul. Dom'le, nu știu dacă a devenit, pentru că pentru mine PSD pornește de la FSN-ul acela care se uita cu minerii, bătea oameni pe stradă, ca să nu spun că i-a chemat domnul Iliescu. Că, na. Da? Deci pentru mine asta este PSD-ul, vine de acolo, FSN, PDSR, cum s-o mai fi numit. Ei cu asta se ocupă, urăsc libertatea și distrug justiția și economia. Cu asta se ocupă. Deci pentru mine pro-România este același lucru ca PSD-ul, doar că sigur că da, atunci când nu mai ai tu puterea și te-a dat Dragnea la o parte, sigur, e rușinos, e umilitor să te dea Dragnea la o parte, pe tine oricine ai fi, Grindeanu, Tudose, mă rog, dar te-a dat Dragnea la o parte și dintr-o dată tu ai devenit un mare opozant. Nu, dacă erai un mare opozant, erai de la bun început, nu ești acum că nu mai ai acces la putere. Doamna Ioana Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru, vă mai așteptăm cu mare drag. Mare drag și eu, mulțumesc! Mulțumim!